Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă zic că bine ați venit la conferința de presă organizată de Partidul Social Democrat din România, organizația din Republica Moldova. Mesajele care urmează să fie date astăzi sunt mesaje adresate în primul rând cetățenilor români din Republica Moldova și din diaspora românească din afara României și din afara Republicii Moldova, în contextul alegerilor care urmează să fie organizate de statul român în 24 noiembrie, primul tur alegerilor prezidențiale, în data de 1 decembrie alegerile parlamentare din România și în 8 decembrie, iertați-mă, turul 2 al alegerilor prezidențiale. În România, campania electorală deja derulează. În Republica Moldova, astăzi, vrem să dăm start campaniei electorale a Partidului Social Democrat din România, pe un simplu motiv că nu am putut să ne permitem dublarea campaniilor electorale, cea din România cu cea din Republica Moldova, pentru că toți noi, cei asociați în organizația Partidului Social Democrat din România în Republica Moldova, suntem clar pro-europeni și am susținut direct vectorul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, respectiv am ținut cont să nu creăm careva confuzii în spațiul informațional și am separat aceste două evenimente electorale importante pentru ambele state românești. După cum bine știți, în Republica Moldova vor fi organizate secții de votare pentru cetățenii români în cadrul ambelor tipuri de scrutin. Totodată țin să vă atrag atenția, că pentru alegerile prezidențiale, secțiile de votare vor fi deschise pe parcursul a 3 zile, deci ziua de vineri, începând cu orele 12, premergătoare duminicii de zile alegerilor, ziua de sâmbătă și ziua de duminică. Respectiv, alegerile parlamentare se vor desfășura în ziua de sâmbătă și ziua de duminică. La fel, va fi și cu turul 2 a alegerilor prezidențiale, pe parcursul a 3 zile, cetățenii români din Republica Moldova, dar și din întreaga diasporă, vor putea merge la vot. Vă încurajez cu această ocazie încă o dată să verificați valabilitatea actelor de identitate care confirmă cetățenia română, în așa mod să putem ușor să mergem să participăm la votare. Noi, dar și nu numai noi, cred că și autoritățile statului român, sigur vom publica lista secțiilor de votare unde toți cetățenii vor putea merge să voteze. Vă rugăm să ne urmăriți pe rețelele de socializare, acolo aceste informații vor fi disponibile și vă rog, din timp, să vă uitați să alegeți o secție de votare din apropierea dumneavoastră, în așa mod, să puteți merge cât mai ușor la alegeri. Fac un apel către toți cetățenii români din Republica Moldova și din diaspora la mobilizare. Da, pare un pic ciudat acest apel, poate, dar după o mobilizare extrem de mare în cadrul alegerilor prezidențiale și în cadrul referendumului republican constituțional, noi mai avem nevoie încă o dată să ne mobilizăm pentru a alege președintele României, președintele nostru a tuturor românilor din toată lumea și Parlamentul României, ambele camere, vorbim de Camera Deputaților și Senat, în așa mod să fim reprezentați și noi, românii din Republica Moldova și din diaspora, să fim reprezentați în Parlamentul României. Uitați-vă că în turul 2 a alegerilor prezidențiale, exact 2 zile în urmă, în afara Republicii Moldova, deci diaspora Republicii Moldova a ieșit la votare într-un număr record de 237.632 de oameni. Toți acești oameni au dat dovadă că le pasă. Dar majoritatea din acești oameni, cetățenii ai Republicii Moldova, sunt și cetățeni români și se află în afara Republicii Moldova în baza actelor de identitate românești, în baza cetățeniei români. Fac un apel și către aceste persoane să mențină gradul de mobilizare înalt și în data de 24 noiembrie, ulterior la 1 decembrie, să meargă la votare, să participe la alegeri și să aleagă președintele României și reprezentanții României în Parlament. Partidul Social Democrat din România are candidatul nostru, vorbim de președintele partidului Marcel Ciolacu, care este candidat la funcție de președinte al României, precum și avem și lista de candidați. Vă rog, domn președinte, alăturați-vă mai aproape.
precum și lista de candidați pentru alegerile parlamentare, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat. Sigur că noi, echipa Partidului Social-Democrat din România, vă îndemnăm să ne susțineți în cadrul acestor alegeri și de fiecare dată venim cu argumente de ce trebuie, ori de ce merităm noi susținerea din partea alegătorilor. În primul rând, pentru că Partidul Social-Democrat din România este partidul care întotdeauna a susținut românii din Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova, așa și cetățenii români din diaspora, din toată lumea. Această susținere s-a manifestat prin diferite forme, inclusiv prin, dacă vorbim din Republica Moldova, toți cunoaștem ajutorul venit din România, deci poate voi atrage atenție doar la cele mai importante elemente a acestui ajutor. Știm că România ne-a ajutat la renovarea școlilor, grădiniților, anume în guvernele PSD acest lucru s-a făcut. Știm că România ne-a ajutat să putem transporta copiii noștri în siguranță la școli prin oferirea de microbuze școlare în câteva tranșe. Știm că România ne-a ajutat în proiecte mari, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii prin intermediul satului european, oferind finanțare pentru aceste proiecte și multe, multe, multe alte ajutoare despre care sigur că voi vorbi și azi, dar și pe durata campaniei electorale până în ziua alegerilor, fie ele prezidențiale ori parlamentare. Partidul Social-Democrat din România, în susținerea candidatului Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale, a oferit atenției românilor din toată lumea, inclusiv românilor din Republica Moldova, un program de țară. Practic, suntem unicul partid care am propus societății românilor acest program de țară, unde am arătat clar ce dorim să facem în următorul ciclu de guvernare 2025-2028. În fiecare domeniu de activitate, poziția Partidului Social-Democrat este descrisă. Așa, noi vrem să reindustrializăm România, vrem să dezvoltăm componenta socială și suportul social pentru cetățenii români, vrem să creăm locuri de muncă, vrem să contribuim la creșterea gradului de educație în România, dezvoltarea infrastructurii locale prin autostrăzi, drumuri, rețele de căi ferate. Același lucru ați văzut că domnul președinte a Partidului, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, susține și în Republica Moldova. Noi vedem că din partea Guvernului României avem susținere directă pentru construcția unei porțiuni de autostradă de la Ungheni până la Chișinău. Această porțiune de autostradă ne va uni cu rețeaua de autostrăzi din România și ne va oferi accesul facil către toată rețeaua autostrăzilor, nu doar din România, dar și din Uniunea Europeană. La fel vorbim și de rețelele de tren, de pe șine de ecartament european, în așa mod, iarăși conectând rețeaua noastră de căi ferate cu rețeaua din Uniunea Europeană, ceea ce indiscutabil ne va ajuta să ne integrăm mai bine în societatea europeană și indiscutabil ne va ajuta să avansăm mult pe calea noastră de aderare în Uniunea Europeană. Iarăși, prioritățile, cum am spus, dezvoltarea economică pentru economia, și acest lucru de fiecare dată îl menționează președintele nostru, viitorul președinte al României, domnul Marcel Ciolacu, economia este baza politicii. Primordial vine economia și ulterior vine și activitatea politică. Economia este, să zic eu, prioritatea, ori dezvoltarea economică este prioritatea Partidului Social-Democrat pentru viitorul mandat. Creșterea economică va aduce după sine și creșteri salariale, va aduce după sine și creșterea suportului social, care poate statul să-l ofere. Deci, uitați-vă, activitatea guvernului din care face parte Partidul Social-Democrat ultimii 3 ani de zile, când Partidul Social-Democrat a reîntrat la guvernare împreună cu Partidul Național Liberal, practic absorpția de fonduri europene a crescut de la 50% cât a fost până la momentul intrării la guvernare a Partidului Social-Democrat, până la 90%. Deci faptul că România astăzi s-a transformat într-un șantier, faptul că România astăzi ajută foarte mult Republica Moldova prin toate instrumentele disponibile, se datorează în primul rând suportului masiv care vine și din Uniunea Europeană. România se dezvoltă azi atât pe fonduri bugetare, atât și pe fondurile venite din Planul Național de Reconstrucție și Redresare, plan finanțat de către Uniunea Europeană. Și
Și anume din aceste considerente, noi credem că Partidul Social Democrat merită susținut atât la alegerile prezidențiale, cât și la alegerile parlamentare. Noi, cetățenii din Republica Moldova, simțim suportul României, inclusiv prin faptul că am devenit independență energetic față de unic furnizor care l-am avut anterior, față de Federația Rusă. Astăzi, România practic acoperă 100% de furnizare a curentului electric în Republica Moldova. Știți că în perioada rece anului primordial noi obținem toate necesitatea de gaze naturale din România, de pe piața Uniunii Europene, iarăși în așa mod, creând alternative. Deci Partidul Social-Democrat la guvernare, România vine și ne acordă nouă această independență de a avea alternative, de a alege furnizori și de a alege furnizori stabili, furnizori care nu vin cu șantaj politic, nu vin cu condiționări politice, dar vin în baza regulilor economiei de piață pe cerere și ofertă. Vreau să vă atrag atenția că domnul Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social-Democrat din România, de foarte multe ori personal, în numele său propriu, dar și în numele Partidului Social-Democrat, dar și în numele Guvernului României, atunci când a vorbit în postură oficială de prim-ministru, a oferit suport Republicii Moldova de la toate forurile internaționale, acolo unde dumnealui a participat. Nemai vorbind de suportul pentru parcursul european al Republicii Moldova oferit în cadrul acestor exerciții democratice care noi le-am trecut cu brio exact ultima perioadă aici la noi în Republica Moldova. Îndemn cetățenii români din Republica Moldova, dar și cetățenii români din diaspora să ofere suport la alegerile prezidențiale Partidului Social-Democrat din România și să aleagă în calitate de președinte al României pe domnul Marcel Ciolacu. Noi, în perioada imediat următoare, cele 3 săptămâni care le mai avem până la alegerile, primul tur a alegerilor prezidențiale, vom merge în teritoriu, vom comunica cu oamenii, încercăm să ajungem la cât mai multe lume cu mesajele noastre, să convingem lumea că calea sigură pentru România este Partidul Social-Democrat din România, partid care indiscutabil va fi și pe viitor la guvernare României și va continua să ajute Republica Moldova. Un alt exercițiu care urmează electoral în mai puțin de o lună de zile și inclusiv aici în Republica Moldova, cum v-am spus, statul român crește numărul de secții de votare. Dacă la alegerile pentru Parlamentul European care au avut loc la începutul lunii iunie acest an, noi am avut 52 de secții de votare, pentru alegerile parlamentare și prezidențiale organizate de statul român în Republica Moldova vor fi 59 de secții de votare. Practic sunt acoperite toate centrele raionale din Republica Moldova și în Chișinău, în municipiul nostru, deci numărul secțiilor de votare a crescut în așa mod, oferind posibilitatea cetățenilor să aibă un acces facil. La alegerile parlamentare, Partidul Social-Democrat din România are liste de candidați în toate circunscripțiile, inclusiv în circunscripția 43, care acoperă diaspora românească. Fie că e vorba de cetățenii români din Republica Moldova, fie că e vorba de cetățenii români plecați în alte țări. Și aici, apropo, vreau să deschid o paranteză. Statutul Partidului Social-Democrat din România prevede clar o distincție între românii din Republica Moldova și românii din diaspora. Deci acest lucru, inclusiv pentru mine, a fost un fapt determinant atunci când merg în fața oamenilor și încerc să-i conving să ne susțină în campania electorală, arătând acest criteriu statutar. Partidul Social-Democrat din România nu vede românii din Republica Moldova ca și diaspora. Noi suntem români din Republica Moldova, un teritoriu istoric român. Și declarația de recunoaștere a independenței Republicii Moldova, atunci când a declarat Republica Moldova independență de Uniunea Sovietică, în Parlamentul României s-a menționat că se recunoaște independența Republicii Moldova ca și a doilea stat românesc. Deci, circunscripția 43 este arondată diasporii românești. În cadrul acestei circunscripții 43 la Camera Deputaților, eu, Ciocan Iuri, sunt candidatul Partidului Social-Democrat din România.
Voi veni în fața dumneavoastră încă de multe ori în campanie electorală, dar și de această dată vreau să vă rog să ne susțineți. Vreau să ne ajutați să ne facem vocea auzită în Parlamentul României, vocea noastră a moldovenilor cu cetățenii români, a cetățenilor Republicii Moldova. Cum am vorbit, noi suntem mulți, suntem peste 1.200.000 de cetățeni români, cetățeni ai Republicii Moldova. Am văzut cum în cadrul turului 2 de scrutin au participat la votare, la alegerile prezidențiale, peste 237.000 de cetățeni. Oameni care, în marea lor parte, cum am spus, în proporții covârșitoare, au și cetățenii români. Așa cum ne este pasă și am salvat parcursul european al Republicii Moldova în cadrul acestor alegeri, vă îndemn tot așa să ne pese și de alegerile în România. Pentru că noi trebuie să avem vocea noastră în Parlamentul României. Pentru că noi avem o ocazie rară să ne bucurăm pe viitor de protecția statului român. Să avem interesele noastre reprezentate și nu doar reprezentate, dar și promovate prin acte normative, legi, hotărâri de guvern, aprobate în viitoarele guvernări în România. În așa mod ca noi, cetățenii României, Republica Moldova și diaspora să ne simțim integrați, protejați și susținuți de către România, țara a cărei cetățeni suntem. Eu, în decizia de a candida, m-am bucurat de susținerea partidului, organizației locale din Republica Moldova, Partidul Social Democrat, dar și de susținerea directă a președintelui partidului, prim-ministru a României, domnul Marcel Ciolacu, care de fiecare dată m-a asigurat pe mine toată organizația noastră, dar și autoritățile din Republica Moldova de deplinul său suport în ceea ce înseamnă dezvoltarea Republicii Moldova, dezvoltarea economică, dar și parcursul european al Republicii Moldova. Este important să vă atrag atenția că dacă în urma acestor alegeri din 1 decembrie voi avea votul românilor din Republica Moldova și din diaspora pentru a fi parlamentar român, eu nu am de gând să plec din Chișinău, nu am de gând să mă mut la București, nu am de gând să mă gândesc la viitoarea mea pensie ori la multe alte facilități care sunt oferite. Nu asta mă interesează. Eu am nevoie de tribuna parlamentară pentru a promova dezvoltarea și creșterea nivelului de trai a cetățenilor români din Republica Moldova și din diaspora. Eu am nevoie de această tribună pentru a promova mesajele noastre și a ne face auziți, a relata problemele și a căuta soluții pentru aceste probleme. Voi rămâne aici în circunscripție, odată ales deputat din circunscripția 43, diaspora, aici voi rămâne. Locul de muncă, cu ajutorul Dumnezeu, va fi la București, dar locul de trai și locul de activitate și comunicare cu cetățenii va fi aici, unde am fost ales, unde voi fi ales și unde vreau să reprezint cetățenii români în viitorul Parlament. Este important acest lucru să-l știți, pentru că dacă ne uităm retrospectiv în cadrul alegerilor anterioare, foarte puțină lume știe cine a fost deputatul nostru a cetățenilor români din Republica Moldova în Parlamentul României. Ce a făcut pentru noi? Care au fost problemele rezolvate? Care au fost abordările acelor deputați? De asta reiterez încă o dată. Să mă ajute Dumnezeu cu ajutorul cetățenilor să trecem de acest exercițiu electoral, să obținem mandatul de parlamentar din diaspora pentru Partidul Social Democrat din România și angajamentul meu este să rămân să lucrez aici. Nu vreau să rup această legătură și nu mă interesează să mut locul de trai în altă parte, ori să caut alte facilități decât cele care sunt aici în Republica Moldova. În calitatea mea de parlamentar, sigur că am de gând să promovez la o scară foarte largă interesele cetățenilor români din afara României. Noi, cum am vorbit, diaspora noastră constituie peste 1.000.000 de cetățeni care sunt plecați, în primul rând, pe baza cetățeniei române, dar și diaspora românească, unele surse arată că ajunge aproximativ la 5-6 milioane de cetățeni plecați. Toți acești oameni trebuie să aibă legătură și să mențină legătura cu statul român. Toți acești oameni trebuie să știe că se bucură de protecția statului român oriunde se află și oricare dificultăți pot apărea în viața lor. Aici o să deschid un pic
paranteză și o să vă atrag atenția doar la o situație nefastă, cum am fost, de exemplu, săptămâna trecută, calamitățile din Spania, unde am văzut în regiunea Valencia, au avut loc mari inundații. Statul român, guvernul României, Marcel Ciolacu, personal s-au implicat în rezolvarea cetățenilor români. Credeți că prin cetățenii români ajutați de statul român nu au fost și cetățeni originari din Republica Moldova? Eu vă spun sigur că au fost. Pentru că calamitatea și apa și viiturile niciodată nu aleg cetățenii după criteriul de proveniență lor. Statul român a venit să ajute toți cetățenii. Vă îndemn să ne susțineți în alegeri și noi, de la rândul nostru, vom veni cu această susținere oriunde și oricând veți avea dumneavoastră nevoie, cetățenii români plecați din afară țări. Cunosc bine problemele cetățenilor de aici, din simplu motiv că sunt de la fața locului. Pe parcursul la ultimii 2 ani de zile, cu regularitate am avut audiență cu cetățenii români din Republica Moldova, unde am adunat linii cu linii, probleme cu probleme, nevoile cetățenilor români și le-am formulat în fața autorităților române în așa mod, încercând să le rezolvăm. Un prim și important pas, de exemplu, chiar acum, în cadrul programului nostru de guvernare, s-a regăsit un capitol aparte dedicat acțiunilor Partidului Social Democrat în viitoarea guvernare. Guvernare pentru Republica Moldova și în Republica Moldova. Un aliniat aparte este dedicat suportului care îl va oferi Guvernul României în viitorul mandat veteranilor războiului de pe Nistru. Și anume suport în deschiderea facilităților din România pentru recuperarea și reabilitarea veteranilor noștri care au luptat la Nistru. Deci, multe lume m-a contactat după prima dată când am făcut acest anunț, încercând să concretizeze detalii cum anume se va materializa acest lucru. Vă explic. Deci, în rând cu veteranii din România, în cazul în care ajungem să modificăm legea și eu am ambiția să ies cu această inițiativă legislativă să modificăm legislația României, veteranii din Republica Moldova, alături cu veteranii din România, vor avea acces la tratament și reabilitare în instituțiile specializate din România. O altă problemă majoră, care practic s-a regăsit în toate audiențele cu cetățenii, este gradul de birocratizare a obținerii cetățeniei români. Deci eu îmi iau acest angajament să examinez pas cu pas toată procedura, să găsesc soluții de debirocratizare a acestui proces în așa mod ca cetățenii Republicii Moldova, care au solicitat redobândirea cetățeniei române în bază legală, să nu aștepte 4-5 ani, dar să încadreze în procedurile stabilite de lege. Mai mult ca atât, noi aici în Republica Moldova avem și un contrast care ne creează nouă anumite frustrări și deranjuri, pentru că uitați-vă că Federația Rusă oferă cetățenie tuturor care au fost născuți în Uniunea Sovietică pe parcursul la 3-6 luni maxim. Maxim. Și lucrul ăsta creează diferențe în defavoarea noastră. Eu mă apuc să rezolv această problemă, să găsesc soluțiile. Așa cum am găsit soluții când am muncit la Centrul de Implementare a Reformelor, când am făcut reorganizarea Guvernului, am găsit cele mai bune soluții de optimizare a proceselor, ca lucrurile să meargă strună. Așa voi face și aici. Voi examina toate procesele, voi identifica lacunile, voi identifica ambutiajele acestea unde procesele sunt stopate în așa mod să rezolvăm problema ca cetățenii Republicii Moldova atunci când solicită cetățenia să poată rapid să-și rezolve această problemă, iar statul român să manifeste maximă deschidere pentru acest parcurs. La fel, vreau să vă atrag atenția că anume Partidul Social Democrat din România în guvernările sale, ori chiar în actuala guvernare, pe lângă tot suportul care l-am menționat, a venit cu un suport și pentru biserica noastră românească, pentru Mitropolia Basarabiei, așa printr-un amendament la lege semnat de 3 deputați ai Partidului Social Democrat. Vă atrag atenția, 3 deputați din Partidul Social Democrat. Alți deputați nu s-au aliniat la această inițiativă, deci vorbesc despre domnul Marcel Ciolacu în perioada ce e prim-ministru, despre Alfred Simonis în perioada ce e președintele Camerei Deputaților și despre Ciprian Șerban, deputatul nostru din zona Moldovei, deci din județul Neamț, care a fost șeful grupului parlamentar și este șeful grupului parlamentar PSD în Camera Deputaților, au semnat un proiect de lege care a fost aprobat prin finanțarea directă a Mitropoliei Basarabiei pe linii separate de buget.
Deci 2 milioane de euro, deja anul ăsta 2024 este primul an când această finanțare a fost disponibilă. În fiecare an 2 milioane de euro din bugetul României sunt alocate Metropoliei Basarabiei pentru reconstrucția lăcașelor, pentru dezvoltarea rețelei de lăcașe, de biserici și pentru creșterea prezenței noastre aici. Pentru că am văzut că, din păcate, atâta timp cât Biserica Ortodoxă Română are grijă de spiritul și sufletul românilor, vedem alte biserici care au alte misiuni, inclusiv politice, ceea ce noi nu putem trece cu vederea. Acest lucru poate fi rezolvat doar prin creșterea influenței Bisericii Ortodoxe Române în Republica Moldova. Există multe, multe probleme care pot fi soluționate. Rolul meu de viitor parlamentar, de reprezentant a diasporii în Parlamentul României, ăsta este de a identifica probleme împreună cu cetățenii și aici mă oblig în fața dumneavoastră să continui același ritm de audiență cu cetățenii români. V-am spus că nu am de gând să mă mut la București, am de gând să continui să trăiesc aici, unde am trăit toată viața, unde am fost născut la maternitatea numărul 2 pe atunci, actualmente pe Bulevardul Grigore Vieru, să fiu între oameni, să merg pe stradă, să discut cu oamenii, să identific problemele și acolo, la București, să caut soluții pentru problemele oamenilor. Iată de ce vin cu mesajul către oameni și către toți cetățenii români din Republica Moldova să ne susțineți. Este ocazia noastră să avem vocea noastră auzită în Parlamentul Român. Este ocazia să fim reprezentați pe adevărat. Nu trimitem oameni care se gândesc la pensie. Nu trimitem oameni anonimi, ori oameni care noi nu știm și ei nu ne știu. Pe mine mă cunoașteți de foarte mulți ani. Cu bune și cu rele am fost aici. Am fost deschis față de lume, am mers pe jos pe stradă, am comunicat cu lumea, am fost deschis față de lume. Să știți că nu mi-este rușine pentru tot ce am reușit să fac în peste 23 de ani de carieră în sectorul public. Am făcut lucruri bune și vreau să continui să le fac. Vă rog să mă susțineți pe acest parcurs și eu, uitându-mă la dumneavoastră, vă spun că nu veți regreta acest lucru și îmi doresc ca în viitoarele cicluri electorale, peste 4 ani, dumneavoastră să știți clar pe cine alegeți în baza de rezultate și în baza de beneficii care fiecare cetățean român le va simți, indiferent că este în Republica Moldova, ori este peste hotare. Deci vreau să fac un îndemn clar pentru cetățenii români, atât din Republica Moldova, dar și din diaspora, să iasă la votare. Noi am arătat că putem. Repet încă o dată această cifră. 237.000 de cetățeni, iertați-mă, au ieșit la votare, cetățenii Republicii Moldova, dar și cetățenii României. Noi suntem o putere. Am demonstrat că putem ține cursul pro-european al Republicii Moldova. Am demonstrat că putem da lupta decisivă atunci când este cazul. Gândiți-vă bine, înțelegeți că lupta pentru România, pentru țara noastră, care cetățeni suntem, nu este cu nimic mai puțin importantă. Ba mai mult, este chiar atât de importantă cum a fost și lupta dată de noi în alegerile din Republica Moldova. Gândiți-vă că România a fost alături de noi și va fi alături de noi întotdeauna. Iar noi, cei cetățeni români din Republica Moldova, trebuie, avem acest drept și trebuie să ne cerem acest drept să fim reprezentați cu adevărat în organele de putere de la București. Deci, Partidul Social-Democrat din România are candidat la alegerile prezidențiale, domnul Marcel Ciolacu. Gândiți-vă bine de câte ori l-ați văzut la Chișinău, gândiți-vă bine de câte ori l-ați auzit în suportul Republicii Moldova de la toate forurile internaționale. Ultima declarație în acest sens a fost făcută ieri la întâlnirea cu prim-ministrul Franței la Paris, unde domnul Marcel Ciolacu deschis a vorbit despre asumarea rolului de susținere de către România a parcursului european al Republicii Moldova în tot ceea ce este nevoie. Parcursul european înseamnă dezvoltare, înseamnă bunăstare și înseamnă securitate. Anume, pe aceste criterii se angajează România să ne susțină. Iar noi, cetățenii români din Republica Moldova, trebuie să dăm un răspuns adecvat. Noi vrem să fim parte a acestui proces, noi vrem să fim parte cu România, în România, în Uniunea Europeană.
Stimați cetățeni, eu vă mulțumesc, cetățeni români, sigur, cei cu dreptul de vot la alegerile din România, eu vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați ascultat. Eu vă invit la toate întâlnirile noastre care vor avea loc în teritoriu. Noi în această perioadă scurtă de timp care ne-a mai rămas, dar am vorbit la începutul conferinței de ce nu am început campania electorală odată cu colegii noștri din România, pentru că am vrut clar să divizăm mesajele, să nu aducem frustrare și confuzie în societate, să fie clar că noi susținem parcursul democratic și pro-european al Republicii Moldova, în primul rând, pentru că aici suntem cetățeni și odată epuizat acest exercițiu, odată clarificate lucrurile și puse pe un făgaș normal, urmează să facem același lucru și la alegerile din România. Vă invit să participați la alegeri în data de 24 noiembrie, alegerile pe primul tur a președintelui României, 1 decembrie, alegerile Parlamentului României, ambele camere, și 8 decembrie, turul 2 al alegerilor prezidențiale. Noi vom fi alături, noi vom veni cu mesaje noi, cu mesaje de informare și vom continua să muncim pentru beneficiu tuturor cetățenilor. Eu vă mulțumesc. Dacă cineva din colegi dorește să completeze ceva. Dacă sunt careva întrebări. Stimați colegi, noi vă mulțumim și vă rugăm să ne susțineți în această campanie electorală, inclusiv prin multiplicarea mesajelor care le primiți de la noi. Este bine că noi comunicăm unii cu alții, în față, ori prin intermediul rețelelor de socializare, ori prin intermediul conferințelor de presă, televiziunilor și altor surse de comunicare în masă. Dar este mult mai important ca noi, cetățenii români din Republica Moldova, să vorbim și cu rudele noastre plecate peste hotare, cu prietenii noștri plecați peste hotare, care au plecat și s-au regăsit în societăți, în diferite societăți în cadrul țărilor membre a Uniunii Europene, ca și cetățenii Republicii Moldova, dar și cetățenii ai României. Acești oameni trebuie rugați să vină să ne susțină, să muncim împreună umăr la umăr, în așa mod ca noi, cetățenii români din Republica Moldova, să trăim într-un stat prosper, să ne integrăm în Uniunea Europeană, să fim împreună cu România, să fim români pe adevărat. Eu vă mulțumesc!